Doamna Cornelia Grosu Soare, mă bucur că v-am, că v-am ca invitată. Și... Mulțumesc! Și... Iată, în loc să aveți dumneavoastră emoții, am eu emoții. Nu-mi găsesc cuvintele. Le găsim, promit. Mi le-am adunat aici ca să fiu mai sigură că nu se împrăștie. Și iată prima întrebare. Va fi un interviu scurt, la obiect. Dumneavoastră știu că aveți, aveți toate răspunsurile pregătite. Mai greu cu întrebările. Sper. Pentru început aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre pregătirea și experiența dumneavoastră profesională. Am absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București în gradul de inginer mecanic. Pot să spun că pregătirea mea profesională a durat mult timp și continuu în toată perioada cât am fost activă, adică în serviciu, angajată. Da? Am absolvit în această perioadă, care îmi zice continuitate, multe cursuri de diverse domenii, dar ce mai trag domeniul al meu rămâne tot domeniul de pregătire în domeniul științelor tehnice, obținând și gradul de doctor inginer până la urmă. Referitor la experiența profesională, pot să spun că am lucrat ca inginer, ca cercetător științific, dar am avut și activitate didactică de formare și pregătire profesională pentru nivel mediu și superior. Cred că este suficient ca să conclu. Regulă. Bun, printre realizările dumneavoastră profesionale, știu că se numără și publicații. Ce v-a determinat să treceți la aceste publicații de la aceste publicații din domeniul tehnic la literatură, la cele din domeniul literar? Evident că am și publicații în domeniul tehnic și eu spun că fac parte tot din literatură, din literatura tehnică. Dar ce te faci când trebuie să te retragi din activitate, din viața activă? Și de fapt asta reprezintă o retragere, reprezintă o șansă. Pentru că poți să te dedici integral vieții contemplative, poți să, adică vieții de reflexie, de analiză, de înțelegere, pe care n-ai putut să o practici atâta vreme cât ai fost într-un serviciu, în viața ta profesională. Deci, retragerea mea la pensie m-a determinat ca să trec la publicațiile din domeniul tehnic, de la publicație din domeniul tehnic la publicațiile din cel literar, care m-a atras încă din tinerețe. Și doream să mă împlinesc un vis, să continu o veche tradiție de familie, de fapt. Asta e mai jos. Țin minte, acum să știți că eu sar peste ce am scris aici și trebuie să vă pun o altă întrebare. Cineva a adus aminte de pasiunea dumneavoastră din copilărie? Sau care dintre prietenii pe care îi aveți v-a adus aminte? Normal că prima mea iubire, de când m-am îndrăgostit prima oară, mi-a adus aminte. Dar asta se poartă în suflet și rămâne acolo pentru totdeauna. Tocmai de aceea am scris prima carte, Vacanțele iubirii, că numai în vacanțe s-a putut petrece acest fenomen frumos. Și fără dragoste, nimic nu este. Viața nu este frumoasă fără iubire. Iubirea adevărată nu moare niciodată, niciodată. Mulțumim că ne confirmați acest lucru. Sărim de la acest subiect foarte frumos la o întrebare care mă frământă de ceva vreme. Care este condiția literaturii contemporane în viziunea dumneavoastră? Aici este o altfel de viziune. Literatura este un domeniu care este foarte viu și foarte dinamic. Se diversifică mult atât ca problematică, cât și manierele artistice. Domeniul actual, în domeniul literaturii actuale, este îmbrățișat de o categorie foarte diversă de creatori. Pentru că practic a dispărut acea categorie de scriitori profesioniști. Foarte mulți oameni de diverse profesii, doctori, ingineri, muzicieni, pictori și alte colegi, sunt atrași de ispita aceasta de a scrie, de a trece la beletristică. Oameni cu alte profesii. Da? În zilele noastre nu domină un curent literar, o doctrină, mai degrabă o tendință generală pentru toți scriitorii să se impună prin elemente de originalitate. Provocarea mare a acestor scriitori actuali se referă la posibilitatea de a publica operele într-un număr foarte important de exemplare care să le facă cunoscută creația, să citească cât mai mulți scriitori care să-i facă cunoscuți.
iar criteriile de ordin economic, de ordin financiar, prevalează în fața celor de ordin artistic. Am înțeles. În care dintre tipurile de literatură vă încadrați? Și de ce? Și mai am o întrebare. Care este viziunea dumneavoastră privind literatura pe care ați îmbrățișat-o? Aici, fără să intru în detalii, pot să spun că o să disting trei categorii de literatură. Literatura profundă, grea, filozofică, literatura de consum și literatura de viață, ca să spun așa. Eu mă încadrez în literatura vieții, da? Și în care se exprimă artistic frumosul realist, necizelat, nemodificat, neinventat. Mă consider ca și gen literar, prefer proza autobiografică, pentru că subiectele pe care le abordez sunt, în scrierile mele, sunt bazate, nu sunt bazate pe ficțiune, sunt bazate pe întâmplări trăite, notate în jurnalul meu personal, în povestiri, în eseuri, unele dintre ele deja din acestea fiind publicate în periodice. Mesajul transmis de mine ca și scriitor și ca și ceilalți scriitori care abordează astfel de literatură, literatura vieții, este că viața este frumoasă, ea nu trebuie să o inventăm, o luăm frumos din realitate și o punem frumos în carte, să descoperim realitatea înconjurătoare. Și o înflorim prin modul în care decidem și... Deja au înflorit, că primăvara aproape a trecut, mai sunt două zile. Da. Este inutil, înseamnă, să vă mai întreb ce surse de inspirație aveți, că tocmai ne-ați spus. Nu, vi le-am spus pe toate. O să vă spun care sunt sursele mele de inspirație. Principala mea sursă de inspirație reprezintă jurnalele mele personale, pe care le țin constant până în zilele noastre din 1965. Deci îmi vine să cred. Am rămas, e adevărat, în ultima săptămână puțin în urmă și îmi pare rău, dar o să recuperez. Iar la acestea se adaugă diverse manuscrise, manuscrisele tatălui meu, publicații de ale lui, de ale bunicului meu, manuscrise de ale mele pe care le țin în sertar, reprezentând diverse eseuri, povestiri, întâmplări adevărate pe care le-am scris și care, o parte dintre ele, le-am scos la lumină și am început să public în periodice. Dar cea mai importantă sursă de inspirație o reprezintă activitățile și preocupările, frământările generației mele, din care fac și eu parte, și din generația mai nouă a copiilor, de exemplu cea a nepotului meu, care reprezintă pentru mine un etalon. El termină acum clasa a 8-a, l-ați cunoscut la lansarea anterioară. Am cunoscut și știu că a făcut desenul pentru coperta primului dumneavoastră roman. În orice caz, nu scriu nimic înainte de a mă documenta și de a citi foarte mult. A scrie nu înseamnă numai a scrie, înseamnă și a citi. Mai ales a citi, că după aia nu ai cum să te exprimi. Așa este. Vasile Poenaru este cel care poate să garanteze acest lucru. Ce credeți că găsesc cititorii în scrierile dumneavoastră? Ce anume interesează și căror categorii de cititori vă adresați? Subiectele pe care le abordez în scrierile mele, care deocamdată sunt numai două publicații ca și romane, restul eseu și în alte părți, da? Sunt foarte simple, sunt inspirate, pe cum am spus, din viața reală și cititorii se regăsesc ca și personaje, ca și personajele care sunt cuprinse în aceste scrieri. Da? Asta n-ar fi mare lucru, dar eu scot fără să rețin nimic pentru mine, sentimente, experiențe proprii, oamenii se regăsesc între ele și pot să adresează tuturor grupelor de vârstă, adolescenților, începând cu adolescenții, tineretului, oamenilor maturi și mai ales în ultima carte, septuagenarilor, adică cei care sunt puțin mai trăiți mai mult așa în viață. Dar la fel de copii? Așa s-ar spune, dar se pare că ne mai coacem un picuț. Deci copilul copt. Îi spun adolescenții. Mi-ați arătat ceva mai devreme primul volum pe care l-a scris și asta am vrut să vă întreb, care au fost primele compoziții literare și cine v-a îndemnat să le scrieți? Prima mea compoziție literară, prima mea cărticică, am scris-o la vârsta de 9 ani și arată așa. Și se numește, deci e scrisă pe 11 iunie 1958.
Da? Vede că este foarte veche, se numește Călătoria prin pădure. Foarte veche, dar bine întreținută. Așa se pare, între amintiri pe acolo puse, puse una peste alta. Această cărticică am scris-o la îndemnul tatălui meu, care s-a ocupat foarte mult de mine. Aveam temă pentru școală, să facem o compunere, cum ce-am făcut noi în excursie, că au fost și niște peripeții în acea excursie. Și scriind-o pe caiet ca să primesc o notă mare în luna următoare, bineînțeles că ai mei m-au aplaudat și m-am simțit foarte bine și tatăl meu a rupt atunci niște foi de hârtie dintr-un carnețel și a zis, uite-te să scrii, să faci tu prima ta carte. Eu am fost foarte încântată și când am fost a doua zi învățătoare a zis, hai spune Soare Cornelia, ce ai scris, citește. Și am scos această cărticică și am zis că am scris o carte. Tatăl meu era convins și el m-a îndemnat să scriu și era convins că într-o bună zi o să vină momentul în care o să mă apuc de beletristică și uite-te că nu s-a înșelat. El a luat toate compozițiile mele și le-a strâns am avut și alte scrieri pe urmă, în vacanțe. Una dintre ele era cu rabia lui Noe, în care spuneam, bă, Noe, când discuta cu Dumnezeu, ți-am spus să pui în arca ta din fiecare animal câte o pereche, ce ai făcut? O mai porumbei, ai uitat? Cine o să-ți mai aducă acum ramura de măslin? Și asta a fost și alte compoziții, pe care mi le-a dat pe urmă la vârsta de 20 de ani, când era sigur considerat, deci la toți trei copii ne-a păstrat amintirile și ne le-a dat pe rând, considera că acea vârstă este o vârstă matură în care o să ne dăm seama de valoarea scrierilor noastre și poate cineva dintre noi o să se îndure să le scoată la iveală la un moment dat. Și așa este. Ați pomenit puțin mai devreme de vacanțe. Vacanțele iubirii se numește prima dumneavoastră carte. Ce anume v-a determinat să o scrieți? Prima mea carte, Vacanțele iubirii, am scris-o în dorința de a da viață unui vis al tinereții mele și este adorata mea această carte. E primul meu copil. Am citit în jurnalele mele, deci într-o perioadă în asta de timp, m-am întors în trecut, am retrăit sentimentele adolescenței, am readus la viață iubirea și prietenia care m-a însoțit vreo 50 de ani, numai așa, și am scris această poveste adevărată, arătând că acolo unde nu este suferință, nu este nici iubire. Și ce poate să fie mai înălțător decât prima iubire adevărată, care nu moare niciodată, niciodată. Bun, și am ajuns la a doua carte, pe care, iată, vă prezentăm, Dincolo de Carul Mare. Această carte, am început să scriu această carte în dorința de a răspunde multelor întrebări, pentru că o parte din cititorii mei s-au regăsit între personajele și marea majoritate, acum îmi zâmbesc din partea cealaltă a aparatului de filmat, s-au regăsit în micul meu roman Vacanțele iubirii și erau foarte curioși și chiar doreau să afle ce s-a mai întâmplat cu protagoniștii după 50 de ani. Și în felul acesta am scris acea de-a doua carte cu aceleași personaje, deci protagoniștii sunt aceiași, dar nu mai sunt niște adolescenți și în care ne referim la prezent, nu la trecut. Vacanțele iubirii prezintă o poveste dintre asta din trecut, doi adolescenți îndrăgostiți, iar Dincolo de Carul Mare, deja adolescenții sunt oameni maturi, sunt septuagenari și se referă la preocupările lor și ce anume fac ei și cum pornesc în nouă călătorie a vieții după 50 de ani. Printre stele. Printre stele, pentru că trebuie să ne... E o frumoasă poveste de dragoste, sper să vă placă și cartea cealaltă și să aibă cel puțin succesul primei cărți. Da, Vacanțele iubirii, iată primul roman scris de doamna Cornelia Grosu Soare și ilustrat de fiul, de nepotul dumneaei. Foarte frumos ilustrată de nepotul dumneaei. Mi-a făcut o surpriză, n-am știut că mi-a deja și primul volum. Mă bucur mult de tot, chiar mă bucur. Nici nu știam de ce eu am vrut să o recitesc la un moment dat și mai am un volum acasă, volumul meu personal. Eu, mesajul care îl transmit în această a doua carte, în Dincolo de Carul Mare, este că o iubire adevărată poate să renască oricând, chiar și după 50 de ani,
acest punct de vedere, asta reprezintă, cartea reprezintă și un leac psihologic, așa cum mi-a făcut prietenul meu și această mică recenzie de pe coperta 4. Și am vrut să demonstrez că la orice vârstă avem rezerve latente de creație și care pot să ne salveze în ochii celor care ne cred anacronici și desueți. Totodată am dorit să realizez și o lucrare în care să alimenteze optimismul generației mele și din care să învețe chiar și cei mai tineri. Bănuiesc că nu o să vă opriți aici cu scrisul. E adevărat, eu mi-am propus să continui scrierile mele ca un roman despre iubirea adevărată. Toate celelalte romane vor conține și iubirea adevărată. Am un proiect mare și anume vreau ca în perioada următoare, care nu știu cât va fi de lungă, sper să-mi permită acest lucru, să pot să-l scriu, vreau să realizez un proiect propus de multă vreme, mi l-am propus, să scot la iveală lucrările, operele tatălui meu și ale bunicului meu, care a fost un scriitor, și unul și celălalt au scris foarte mult și s-au consacrat ca scrieri, și acesta se va face într-un, adică l-am prevăzut să fie, deja am început să scriu la el, se va numi Destine și va fi un mic roman despre viața celor doi și despre operele pe care le-au scris. Am foarte mult de lucru la acest proiect, pentru că va trebui să intru în legătură și cu Muzeul Literaturii Române și aici deja am niște... Deci presupune documentare. O documentare foarte serioasă, pentru că nu am toate manuscrisele. Bunicul, având trei copii, au fost răspândite în trei locuri și nu le-am regăsit pe toate și n-am regăsit nici revista. Dar eu vreau ca să-mi țin și, nu știu cât o să fie perioada următoare, vreau să-mi țin și o promisiune pe care am făcut-o prietenului meu. Am simțit nevoia cu ocazia elaborării și acum a lansării celui de-al doilea roman, Dincolo de Carul Mare, pentru că fără ajutorul lui, fără să fie îndrumată, nu aș fi putut niciodată să scriu această carte și să o public, mai ales să o public. Și de aceea mi-am făcut un crez literar, în care, de fapt, este și sentimental, în care am promis că nu vreau să mă transform în cineva care să fie de nerecunoscut, să fie rutinat, să fie o persoană arogantă, să fiu îmbătată de succesul cărților mele, care mi-ar aduce faimă și recunoaștere unor minuscule merite, trecătoare până la urmă. Doresc ca să-mi păstrez aceeași inocență a scrierii, ca și în cazul primelor două cărți, cu multă simțire, cu sinceritate multă și să mă bazez pe fapte adunate din viața reală în continuare. Vă mulțumim pentru interviu și eu vă mulțumesc foarte mult!